Programare în Scratch, partea a patra. Structura alternativă sau decizională permite alegerea între două instrucțiuni în urma evaluării unei condiții ce poate fi adevărată sau falsă. Blocul asociat structurii alternative este blocul dacă atunci altfel din categoria control. Dacă una dintre ramurile structurii alternative lipsește, folosim blocul dacă atunci din categoria control. Operatorul logic și care conectează în stânga expresie 1 și în dreapta expresie 2 are valoarea true, adevărat, dacă ambele expresii sunt adevărate. Exemplul 1. Scrieți un program care furnizează răspunsul la întrebarea în ce secol te-ai născut, știind că secolul 20 cuprinde anii 1901-2000, iar secolul 21 cuprinde anii 2001-2100. Puteți consulta o listă a secolelor la adresa următoare. Rezolvarea din imagine ia în considerare doar ultimele două secole, secolele 20 și 21. Deci, utilizatorii sunt membrii unei familii din zilele noastre. Părinți, bunici, străbunici, copii. Răspunsul la întrebarea în ce an te-ai născut, salvat în variabila predefinită răspuns, folosește la construirea condiției ce conduce către rezultatul dorit. Dacă răspunsul este mai mare decât 2000, pe ecran se afișează mesajul în secolul 21, altfel pe ecran apare mesajul în secolul 20. Iată blocul dacă atunci altfel, extras din categoria control. A doua metodă de rezolvare a problemei din exemplul 1. Priviți cum a fost construită condiția. Ce operator logic a fost utilizat? Rezolvarea începe cu prezentarea condițiilor rezultat care sunt obținute cu ajutorul operatorului logic și iată a treia metodă de rezolvare a problemei care utilizează conceptul de listă. În partea dreaptă este prezentată o listă care conține doar 4 secole. Secolul al 19-lea, al 20-lea, al 21-lea și al 22-lea secol. Iată și condițiile compuse obținute prin operatorul și. Exemplu de rezolvare prin metoda a treia. În zona de variabile există și elementul listă. Noi am creat o listă care se numește secole. Lista poate fi afișată sau poate fi ascunsă. O să folosesc butonul plus pentru a mai adăuga un element în listă. Îl voi lua de pe internet. Iată, 2101 și 2200 sunt anii limită pentru secolul 22, secolul al 22-lea. Acesta este scriptul, codul de rezolvare al programului. O să introduc
încă un bloc de decizie în care o să testez și apartenența anului de naștere în viitor, în secolul 22. Adică, răspunsul la întrebarea în ce an te-ai născut mă poate plasa în intervalul 2100-2200. Clic pe steagul verde, voi introduce 1961 ca răspuns la întrebarea în ce an te-ai născut. Clic pe steagul verde pentru anul nașterii 2004. Răspunsul este secolul 21. Exemplul al doilea. Scrieți un program care afișează mesajul "Sunt în jumătatea dreaptă a scenei" dacă personajul Ripley se află în cadranele 1 sau 4 și mesajul "Sunt în jumătatea stângă a scenei" dacă personajul Ripley se află în cadranele 2 sau 3. Ripley se deplasează aleatoriu pe scenă la fiecare clic pe steagul verde. Dacă atinge marginea, ricoșează cele două axe colorate în roșu, axa X orizontală, și albastru, axa Y verticală, împart scena Scratch în patru cadrane. Variabilele predefinite, poziția X și poziția Y, memorează coordonatele spațiale ale personajului pe tot parcursul deplasării pe scena Scratch. Pentru detectarea zonelor stânga-dreapta, vest-est, a fost utilizată variabila implicită, poziția X. Ca temă pentru acasă, studiați ultimul exemplu rezolvat. Care sunt variabilele folosite în program? Scrieți lista categoriilor din care au fost extrase blocurile ce compun programul. Indicație. Blocul când se dă click pe steagul verde aparține categoriei evenimente. Vă mulțumesc!